Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem de ce persoana la care vă gândiți voi se poartă ciudat, ce anume vă ascunde. Avem trei variante, varianta numărul 1 para, varianta numărul 2 pepenele verde și varianta numărul 3 mărul. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Ok, sper că v-ați hotărât ce variantă alegeți. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume para. Hai să vedem de ce se poartă ciudat persoana la care voi vă gândiți, ce anume vă ascunde. În primul rând, vă spun că această persoană, una dintre persoanele la care voi vă gândiți, este persoană din zodie de aer. Ok, hai să vedem. O să dau puțin mai așa, ca să se vadă. Ok. Aici, la unii dintre voi, văd că deja știți motivul separării. V-ați separat oarecum de această persoană. Chiar dacă poate nu v-a spus în mod direct motivul, voi deja l-ați intuit, l-ați bănuit și cumva ați, oarecum să zicem, că ați luat o pauză. Nu cred că v-ați despărțit definitiv în această situație. Aici cred că pentru foarte mare parte dintre voi vorbim despre apariția unei femei între voi. Această femeie posibil să fie o persoană din trecutul său, care, să zicem așa, s-a trezit într-un moment în care și-a dat seama că această persoană era de fapt persoana de care avea nevoie. Și acum, cumva, să zicem așa, bâzie puțin așa persoana asta pentru a se întoarce la ea. Dar, din câte văd, această persoană la care voi v-ați gândit, își dorește un nou început, acest început și îl dorește alături de voi, nici de cum de cealaltă persoană. Depinde acum de voi dacă vreți să-i mai oferiți o șansă sau nu acestei persoane. Dacă încă nu știți de acest lucru, pentru că poate nu l-ați intuit sau ceva și vă gândiți de ce se poartă rece cu voi, motivul acesta este. Există o femeie care bagă bățul prin gard. Dar voi deja intuiți lucrurile astea, nu-i ceva nou pentru voi. E adevărat că din cauza că și voi vă pierdeți foarte mult controlul, pentru că e clar, nu vă place că comportamentul său, este posibil cumva să deranjați destul de mult prin acest comportament necontrolat și această persoană în acest moment să fie ceva de genul, oare în ce direcție să merg? Să se afle într-o situație în care să stea să se gândească dacă merge stânga sau dreapta. Deci, mare, mare grijă aici. Lăsați momentan scenele de gelozie, lăsați momentan lucrurile să se așeze, pentru că altfel nu faceți altceva decât să stricați mai rău. În loc să faceți lucrurile de a merge într-o direcție pozitivă, le veți face de vor merge într-o direcție negativă, chiar dacă energiile sunt pentru ca voi să fiți împreună. Această persoană în acest moment nu are curaj să fie sincer sau sinceră cu voi. Fuge de acest lucru, pentru că, tocmai pentru faptul că se gândește că, măi, dacă îi voi povesti că această persoană mă bâzie, mă caută, mă ăsta,
o să îmi zică că eu vreau Mauzi. A trecut pisica, a făcut aici în prăștia. Da. Tocmai are această frică că voi veți fi cele care veți reacționa, în loc să înțelegeți persoana, veți reacționa destul de dur. Voi aici șanse să fiți împreună aveți, doar că trebuie să gândiți rațional, să veniți cu idei noi, să încercați să ameliorați situația, să-i arătați acestei persoane că poate avea încredere în voi, că vă poate spune orice. Și să nu reacționați așa, dintr-o dată, la cea mai mică scânteie. Văd că sunteți destul de impulsive. E adevărat, poate că această persoană a mai greșit și în trecut. Poate că, nu știu, aici e clar că s-au întâmplat destul de multe lucruri. Dar asta nu înseamnă că nu are nevoie și de puțină credibilitate. E adevărat că această persoană ignoră riscurile, dar este în același timp o persoană descurcăreață, o persoană isteață. Este și un pic manipulator, manipulatoare, dar este genul de persoană care poate manifesta tot ceea ce își dorește. Voi sunteți o persoană de casă, plină de resurse și fertilă și îi place genul vostru de a fi. Îi place să fie cu voi pentru că, de fapt, ca să zic așa, indiferent dacă este căsătorit sau nu, a visat la o astfel de persoană. Dar faptul că uneori exagerați poate cu gelozia, uneori poate exagerați prin anumite lucruri sau poate de la o scânteie, cum se zice, vă aprindeți foarte repede, asta cumva strică tot ceea ce faceți de fapt voi bun. Știți cum e, cum se spune, deci degeaba ai 9 calități dacă una este un defect și este defectul care strică toate cele 9 calități. Deci un pic de atenție aici. Aici este posibil în unele situații să fie vorba despre o femeie alături de care are un copil sau doi și în unele cazuri sunt chiar gemeni și este posibil ca acea femeie să-și dorească ca acest bărbat să fie, să meargă înapoi, să se întoarcă înapoi în viața ei. Dar aici totul depinde de voi, cum veți ști să gestionați această situație. Pentru că chiar dacă în această perioadă se poartă un pic mai rece cu voi, lucrurile se pot așeza dacă voi sunteți mai înțelegătoare. Pentru că această persoană nu-și dorește să se întoarcă înapoi, dar dacă voi taca, 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 atunci da, această persoană se va reîntoarce înapoi. Deci un pic de atenție aici, da? Ok. Să trecem mai departe la varianta numărul 2. Și anume pepenele verde. Să vedem de ce se poartă rece cu voi, ce vă ascunde. Aici urmează să se facă o dreptate. Este posibil ca această persoană să se gândească să facă o călătorie. Poate că această călătorie să fie în interes de servici, dar odată cu această călătorie, voi veți înțelege destul de multe lucruri despre această persoană. Poate că această persoană pregătește această călătorie, dar nu are curaj să vă spună. Pentru că posibil ca voi să nu fiți de acord cu această călătorie sau ceva de acest gen. Dacă cumva această persoană este deja la distanță fizică față de voi, plănuiește această călătorie de a veni spre voi. Pe lângă asta, această persoană, să știți că stă în singurătate, are nevoie de odihnă și chiar de recuperare. Poate că această persoană în ultima perioadă a trecut printr-o situație, nu știu, poate a fost răcit, poate a muncit mai mult, poate asta, și simte nevoia de odihnă, nu neapărat că există altcineva sau mai știu eu ce. Deci
are nevoie puțin de odihnă. Bun. Din câte se pare, aici iubire există, sentimente există. Nu văd de ce ar trebui să vă faceți atât de multe probleme. Există consecvențe, există stabilitate, există venituri stabile în situația asta. Deci nu văd probleme mari în acest sens. Da, mai sunt și momente în care această persoană, așa cum am spus, mai are nevoie de odihnă, de poate chiar de a ieși la o bere cu băieții, nu să fie în permanență, să fiți împreună 24 din 24. Aveți grijă la partea de lăcomie, zgârcenie, dorința pentru mai multă stabilitate, pentru că voi aveți impresia că nu aveți suficientă stabilitate și aveți imposibilitatea de a vă detașa de toate aceste frici pe care voi le aveți. Nu este cazul, încercați să vă detașați, pentru că nu este cazul. Deci chiar nu este, în această situație, chiar nu este cazul să vă faceți griji pentru această situație, că se poartă puțin mai rece. Trebuie să se spune că fiecare are nevoie de timpul său, indiferent de și de spațiul său, indiferent de cât timp sunteți împreună. Mare grijă că dacă nu veți acționa așa cum ar trebui, s-ar putea ca această persoană să ajungă în punctul în care va trebui să facă o alegere. Iar alegerea, să știți că nu va fi una pe placul vostru. De ce? Pentru că vă va aduce tristețe și foarte multă suferință. Pe lângă asta, aici mai există posibilitatea să fiți într-o situație de trio, iar voi să vreți mai mult de atât. Nu, această persoană poate chiar v-a spus de la început și poate vă spune în continuare, da, își dorește o relație cu voi, are o relație stabilă cu voi, dar e o relație de trio, nu e o relație și nici nu va fi vreodată o relație diferită. Să își lase familia și să vină la voi. Deci nu, exclus așa ceva. Dacă vreți să aveți această stabilitate pe mai departe, va trebui să acceptați această situație de trio. Dacă vreți ca această stabilitate să se dărâme, atunci veți lua decizia de a vă separa și toată această situație se dărâmă. Trebuie să țineți cont de ce se poartă mai rece, pentru că, e clar, fiind o situație de trio, trebuie să se împartă în două direcții, pentru că, e clar, are viața în paralel și cu voi și cu cealaltă persoană și atunci îi este destul de greu să se poată împărți în două direcții, dar nici nu vrea să renunțe la nici o direcție. Zice ceva de genul, eu nu renunț la nimeni, dacă lor nu le convine, n-au decât să plece. Dar ei știu că el știe că voi sunteți acolo, pentru că poate într-un fel sau altul depindeți de el. Și atunci nu are de gând să facă asta. Aici voi ori acceptați situația asta, ori plecați din relație. Această relație, într-adevăr, este o relație karmică, este o relație din care voi aveți destul de multe lucruri de învățat. Atenție la ziua de 10, pentru că, sau la ora 10, pentru că, sau 29 luna martie, 12-29 martie, pentru că este posibil să, ca atunci să se întâmple ceva, să fie, ori voi să fiți de genul ok, m-am hotărât, îmi accept soarta așa cum este, sau să aveți acea idee și sclipire în care spuneți ok, până aici, vreau să mă detașez, vreau să mă deblochez, vreau să iau viața de la capăt și să am un nou început și o nouă iubire. Această situație se întâmplă mai ales persoanelor în jurul vârstei de 35 de ani, acum plus minus, da? Că nu toată lumea are fix 35 de ani. Dar se pare că astfel de persoane deja se gândesc, ok, eu am ajuns la vârsta de 35 de ani sau 36 sau poate 40, am stat în situația asta atâția ani de zile, nu mai pot să continui așa. Pun punct și iau viața de la capăt. Da? Deci o mare parte dintre voi cam așa veți face.
Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 2 și vom trece mai departe la varianta numărul 3 și anume mărul. Da? Să vedem. De ce se poartă rece, ceva ascunde? Această persoană la care voi v-ați gândit, într-adevăr, este un lider practic și un investitor înțelept la ce ține de partea profesională, iar la ce ține de partea sentimentală, ca să zic așa, este genul de persoană care cam umblă din floare în floare. Și nu-i prima dată când se poartă așa mai rece cu voi, dar poate că nu ați băgat de seamă sau poate că ați lăsat lucrurile să decurgă de la sine. E clar că aici există și înșelat și trădat și mai multe de acest gen, dar cred că și voi oarecum v-ați obișnuit cu lucrurile acestea și vă gândiți poate va veni ziua în care se va schimba, va veni ziua în care va pune accent mai mult pe mine sau ceva de acest gen. Însă nu, această persoană nu are de gând să-și schimbe obiceiurile. Aici va avea loc foarte curând o mutare, o relocare, o schimbare de direcție. Poate să fie orice. Ori această persoană se mută cu jobul, ori cu casa. Cumva, într-un fel sau altul, această persoană urmează să se distanțeze de voi. Dar cred că va fi ceva de genul, ok, vezi că plec la muncă în străinătate sau ceva de va fi ceva legat de muncă, cred că mai degrabă decât despre orice altceva. Doar că odată cu această plecare a sa, e clar că lucrurile între voi se vor mai răci și până la urmă veți lua decizia chiar de separare, pentru că veți intra într-o stare de tristețe, de anxietate și mare grijă că e posibil din cauza plecării acestei persoane chiar să intrați într-o stare de depresie și chiar să aveți coșmaruri noaptea. E bine să înțelegeți că această persoană, dacă nu mai vrea această relație, nu puteți să-l țineți cu forța. Aici cred că este o diferență de vârstă în sensul că această persoană este mai tânără decât voi. Și este posibil să, la rândul său, să-și caute o persoană mai tânără decât el, da? Și atunci e clar că se întâmplă această ruptură. Ok, această persoană a stat lângă voi atâta timp cât s-a simțit bine, atâta timp cât a urcat oarecum și a obținut ceea ce și-a propus. Aici posibil să fie o persoană cu inițiala M, dar nu neapărat, da? Chiar dacă e o persoană romantică, chiar dacă e o persoană care v-a oferit iubire, fericire și așa mai departe, asta nu înseamnă că această persoană își dorește să îmbătrânească alături de voi. Își dorește să aibă o altă stabilitate, își dorește să aibă... pe voi nu vă vede decât la statutul de amantă. Nu vede sau de la o relație din când în când. Nu vede o... altfel de situație între voi doi. Veți trece printr-o stare de singurătate, dar în același timp veți avea timp pentru odihnă și pentru recuperarea de despărțirea de această persoană, după care veți intra în energia voastră și veți dovedi că aveți putere să treceți peste toate, iar în momentul în care veți dovedi toate aceste lucruri, veți întâlni o altă persoană. Veți da dovadă de foarte multă vulnerabilitate, e adevărat, în toată această perioadă în care voi veți da dovadă de vulnerabilitate, bineînțeles că veți avea multe
persoane de sex opus în jurul vostru care vor aventură de la voi, dar aici totul depinde de voi dacă vreți aceste aventuri sau vreți de fapt să renașteți, să aveți o persoană alături de care să puteți fi pe mai departe. Persoana care vă va oferi suport pe toată această perioadă este persoana care va rămâne alături de voi. Persoanele care vă oferă doar un umăr pe care să plângeți într-o noapte, acele persoane noaptea vă oferă umărul și dimineața dispare. Adică nu e, dar va fi o persoană care e o persoană la care nici nu vă gândiți. Poate că face parte din cercul vostru de prieteni, dar cum să zic, în acest moment pe persoana respectivă nu îl vedeți ca pe un potențial partener de viață. Nu vedeți posibilitatea de a fi cu acea persoană. Poate uneori vă doriți, nu pot să zic nu, că poate vă place felul lui de a glumi sau vă place, dar sunt alte lucruri care cumva sunteți două firi diferite și cumva considerați că voi nu puteți să stați lângă o astfel de persoană, dar timpul le va rezolva pe toate și vă veți da seama că de fapt persoana la care v-ați gândit cel mai puțin este persoana pe care voi o meritați și care vă merită la rândul său. Relația dintre voi și cealaltă persoană va fi o relație divină, tocmai din acest motiv și apare într-un moment în care voi vă veți simți destul de singură, destul de veți fi supărată încât nu veți da importanță acestei persoane și nu veți da importanță unei alte iubiri. Dar aveți răbdare că timpul le va rezolva pe toate. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!